Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii despre oameni by Exprim. Eu sunt Bianca Ciocotișan și sunt din nou gazda dumneavoastră. Astăzi l-am alături de mine invitat pe domnul Alin Niță, membru fondator 5 Plus Solution, care ne va povesti mai multe despre afacerea pe care o conduce, dar și despre ce înseamnă viața personală și ce înseamnă hobby-urile. Așa că aș vrea să-i urez bun venit, bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag. 5 Plus, compania pe care ați fondat-o împreună cu un grup de prieteni, a împlinit în acest an 14 ani de activitate. Așa că aș vrea să citesc puțin dintr-un comunicat de presă pe care l-ați transmis recent. Ați spus în felul următor: dus de val în mediul antreprenorial, ai nevoie să te oprești, să reflectezi, să reiterezi pilonii afacerii care te ajută să fii unde ești. 5 Plus Solutions este o firmă ca multe altele, care are frământări, trece prin provocări, are realizări de care este mândră și, cel mai important, are prieteni. Așa că vreau să începem de aici, cu prima întrebare, și să ne povestiți, practic, cum a început povestea 5 Plus. Rememorez în această perioadă, când stăm cu buletinul în mână la cei 14 ani pe care îi avem și mergem pe 15. Cum a început? Păi a început cu 5 prieteni cu care eram împreună și am vrut să fondăm această firmă. A fost o situație când la firma la care lucram a fost așa o turbulență și am decis să luăm viețile noastre în frâiele personale pe care, și cu competențele pe care le aveam. Am plecat la drum 5, de asta și numele 5 Plus. Astăzi nu mai suntem 5, suntem 3, dar ca 10 negri mititei, așa se întâmplă și în viață. Dar avem competențe diferite și abilități diferite la fiecare persoană, ceea ce ne permite cumva să ne focusăm pe ce știm mai bine. Așa a plecat la drum firma, a plecat cu entuziasm mult. E adevărat că multe lucruri pe parcurs te încearcă, îți dă tot felul de provocări. Dar suntem deocamdată aici și foarte important că, uitându-mă pe tot felul de statistici, este destul de greu să treci de primii ani și în toate informațiile pe care le vedem. Dacă ai trecut de 5, deja ești aproape bătrân în ale antreprenoriatului, dar să ai mai mulți ani. Așa este, 5 Plus, buletin de România, după cum v-ați intitulat și voi. Și de București în acest moment. Și de București și de România, ați împlinit 14 ani. Sunteți născut oltean, în Craiova. V-ați început munca în industrie ca și electrician la fabrica de confecții, tot în Craiova. Și revoluția de la 1989 v-a prins în armată, din informațiile pe care le dețin eu. Iar pentru cei care nu știu sau poate chiar nu vor să-și amintească cum a fost această perioadă, poate ne spuneți dumneavoastră mai multe despre cum a fost atunci. Da, faptul că ați amintit de acea perioadă este într-adevăr un început. Pe mine mă leagă foarte mult de toată această perioadă, tot ce am trăit, pentru că toate lucrurile acestea te formează pentru viitor. Și mi-aduc aminte că încă de la bun început, după ce am terminat liceul, că așa era atunci, intrai în producție și în producție am reușit să intru în zona aceasta industrială, dar și fabrica de confecții este o zonă industrială. Interesant, perioada aceea de viață, ce se întâmplă într-o fabrică de confecții. Dar după asta, până să încep facultatea, într-adevăr am făcut și armata, m-a prins în Revoluție, m-au trecut gloanțele pe lângă mine, chiar și rănit în Revoluție. Dar ce vreau să spun este că toate lucrurile acestea te formează pentru viitor. Te formează odată pentru... N-ai cum să uiți aceste lucruri de la care și ai plecat, dar pe de altă parte le-ai trăit. Mi-amintesc și acum, în momentul în care lucram în producție, cu trei schimburi, trezit de la 3 dimineața ca să poți să ajungi la birou, nu a fost o viață ușoară, dar pe la altă parte este foarte important că ne putem aduce aminte de ea și ne-a format pentru viitor. Da, oltean, sunt oltean, îmi zice, adică sunt născut în Craiova, după care am făcut facultatea în București. Aici m-am tras de mulți ani și aici m-am și căsătorit. Ideea este că am făcut facultatea inițial de inginerie economică la Universitatea Ecologică. Mi-a plăcut mult în acea perioadă că erau
personalități, profesori cu care cu multă personalitate în spate și chiar mi-am dorit să fiu parte din să urmez aceste facultăți. Această facultate. Însă, după asta am făcut și facultatea de electrotehnică, pentru că activitatea mea și ceea ce mă trage mai mult este în zona aceasta tehnică. Și nu mai corespundea cu dorința inițială. Nu mai corespundea, dar iată că viața, așa cum a fost ea, m-a dus dintr-o parte într-alta. N-am profesat nicio clipă tot ce am făcut în facultate. E adevărat, este undeva la capitolul experiență, dar doar atât. Deci am revenit și am făcut chiar în paralel cele două facultăți. În perioada aceea era destul de greu, m-am și căsătorit, aveam și un copil. Toate lucrurile acestea a fost o provocare. Care a fost parcursul profesional pe care l-ați avut după? Am lucrat ca angajat în câteva locuri și ca în zona aceasta de economist și inginer și project manager. Iar în final, înainte de a fonda firma, am lucrat ca în zona aceasta de vânzări și marketing, mai mult. Iar cred că asta este startul de la care pot spune că am plecat. Iar toate celelalte, nu ne-a spune neapărat joburi, că au fost experiențe mai mult decât ideea de job, m-au pregătit pentru toate celelalte etape pe care le trăiesc și în momentul de față. Înainte de a fonda această firmă împreună cu colegii mei, aceste abilități pe care le-am căpătat în timp, pe zona de vânzări, pe zona de project management, pe zona de a înțelege cumva organizațiile, cum sunt ele construite, m-au ajutat ca să creăm propriile aplicații, propriile soluții pentru clienți care se confruntă cu aceleași gen de probleme și cred că 70-80% din companii au aceleași gen de provocări pe care le-am întâlnit și noi și se întâmplă și la noi. Da, și noi avem aceleași provocări. Adică, până la urmă, experiența personală pe care ați avut-o în viața de zi cu zi v-a ajutat să vă puneți în locul clientului și să dezvoltați cele mai bune soluții pentru ei. Că sunt cele mai bune sau nu sunt cele mai bune, sigur că asta... Cele proiectele... mai bune din partea companiei, cele da. Mai bune care ar putea să vină din partea 5+. Da, da. Și e foarte bine că atunci când am plecat la drum cu firma, primele gânduri pe care le-am avut au fost să creăm soluții pentru a automatiza diverse activități pe care le are o companie. Te doare un management al contractelor, uite că așa ne gândim noi să-l abordăm. Nu știi cum să tratezi zona de registrare de documente, trasabilitatea lor, uite că așa ne gândim noi să abordăm. Și așa s-au născut peste, cred, undeva la 20 de aplicații, de la dosar de personal, la tot felul de plimbări, îmi place mie să le spun, ale hârtiilor prin cadrul organizației, să mergem spre ideea de ce se aude acum, digitalizare, spre debirocratizare. Și asta ne-a ajutat foarte mult că am înțeles mult mai mult fiecare activitate în spate, fiecare activitate pe care are o companie și am putut să venim cu automatizări pentru a le putea trata aceste lucruri. Toată această experiență a durat ceva timp și poate că asta a fost gândirea de atunci, haide să investim și pe urmă să vindem. Nu, e adevărat, nu am avut scris undeva că o să urmeze și o perioadă economică ciudată prin 2008-2010, iar noi eram în plin avânt muncitoresc de producție cu activitățile de proiectare a aplicațiilor și ne-au luat vreo 2-3 ani ca să le dezvoltăm. Ați fost o companie la început de drum, pentru că în 2007 da. S-a înființat compania, în 2008 a început să vină, 2008-2009-2010 a început să vină criza, iar pe voi v-a luat așa un pic în plin. Da, și dar important e că v-ați restructurat și... Da, nu pot să spun neapărat că am plecat ca Bill Gates din garaj, dar aproximativ n-am plecat cu un capital, aproximativ la fel am plecat și noi cu fondurile noastre și cred că sigur, entuziasmul pe care l-am avut și pe care l-am pus așa zi de zi în proiectele noastre. Și au început să apară și proiecte interesante, au început să apară și provocările. Și cam asta a fost începutul, după care am continuat pe ce știm să facem și să dezvoltăm și alte segmente de business.
Știu că sunteți o persoană creativă și mereu orientată către găsirea celor mai bune soluții și către automatizarea proceselor. De aceea aș vrea să vă întreb care sunt direcțiile de business ale 5+. Noi deja știm câteva dintre ele, pentru că tocmai ce le-ați amintit, dar vreau să ni le structurați așa puțin. Avem două mari zone de acțiune. Una este, și îmi place să spun, să ne uităm în interiorul organizației. Cum putem să aducem o eficiență mai mult oamenilor și o productivitate oamenilor care lucrează în organizații? Pentru aceasta, direcția se numește soluții de business, document management, e îmbrăcată cumva în mai multe astfel de concepte, dar până la urmă, ideea de bază este să construim automatizări ale unor activități pe care le avem, bazându-ne pe procesele pe care noi le avem intern, astfel încât să lucrurile să meargă mult mai repede, să existe o comunicare mult mai bună în organizație, oamenii să colaboreze mult mai ușor. Iar aici avem o paletă întreagă de aplicații pe care le-am dezvoltat și le dezvoltăm pentru clienți. A doua direcție este pe, noi spunem, ca agenție de marketing online. Cam la imediat după, nu imediat, chiar în timpul perioadei aceea din 2008-2010, noi încercam să promovăm aceste soluții de eficientizare internă, numai că piața a venit și a spus, degeaba îmi dai tu mie ca să fiu mai productiv, pentru că nu am ce să vând, nu am cum să vând. Și atunci s-a dezvoltat ideea de agenție de marketing online și să facem promovare în mediul online pe diverse canale, acoperind mai multe astfel de zone, de la dezvoltarea de site-uri până la publicitate online și să valorificăm aceste canale mai mult. Într-adevăr, online face parte din viața noastră acum din ce în ce mai mult, însă vreau să vă întreb așa ca o perspectivă de viitor. Credeți că roboții sunt cei care vor substitui cumva oamenii, adică pur și simplu le vor lua munca? Adică știți că sunt anumite mituri care vorbesc despre lucrurile astea, faptul că roboții le va lua locul oamenilor. Ce credeți despre asta? Cochetăm și noi cu ideea de robotizare. Da, sunt, ce să spun, pe de o parte cred că da. Adică și roboții sunt anumite programele care fac o muncă de rutină. Dacă într-o organizație identificăm acele munci de rutină pe care putem să le automatizăm, că îi spunem roboțel în spate care face lucrurile sau în anumite puncte doar interacționează cu factorul uman pentru decizii, important să punem un astfel de proiect pe picioare și cred în așa ceva, pentru că putem să alocăm acel timp către altceva care este poate creativ sau mult mai valoros decât a face o muncă de rutină. Munca de rutină. Pe de altă parte, cu siguranță sunt tot felul de, hai să spunem, roboței care fac culegerea de anumite informații, publicarea de informații, tot în zona de lucru repetitiv vorbim și atunci, da, cred foarte mult că acele automatizări ne vor ajuta în viitor să, de ce nu, să ne putem concentra pe familie mai mult. Dar sau... nu cu substituirea angajaților, ci stimularea lor înspre creativitate, înspre a-i scoate din lucrurile care poate nu făcea altceva decât să-i facă să bată pasul pe loc și să nu reușească să stimuleze creativitatea sau să facă lucruri mult mai importante pentru proiectele pe care le derulau. Ce mi-aș dori foarte mult este ca, dincolo de firmele private, această idee de robotizare să putem aplica foarte, foarte mult în zona publică, pentru că acolo ar fi mult de lucru. Zona privată este ok, de multe ori știe că are nevoie de așa ceva. Nu zic că și zona publică nu știe. Dar mi-ar face plăcere și mi-ar plăcea ca să mă pot implica mai mult în a automatiza multe din activitățile lor, că atunci, într-adevăr, poți să vorbești și de factorul uman. Da, asta deja o problemă și politică. Să trecem acum la lucruri care vă fac să vă desprindeți de viața cotidiană, de zi cu zi, și să vă întreb, de fapt, ce vă place să faceți în timpul liber? Care sunt pasiunile dumneavoastră? Pe care poate l-aveți, poate nu l-aveți? Da, dacă l-avem, dacă nu l-avem, e foarte adevărat că din perspectiva unui antreprenor sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le faci.
și nu ai neapărat o armată în spate de oameni cu departamente ca să poți da lucrurile să le facă altcineva. Și uneori e foarte subtilă linia aceasta dintre privat, personal, profesional, în special în contextul în care ești un antreprenor. Foarte greu să mă desprind, într-adevăr, de toate activitățile pe care le am și e adevărat că la purtător telefonul vine cu partea de e-mail, de task-uri, de decizii pe care trebuie să le iei mereu și chiar dacă ești mai relaxat într-o anumită perioadă, aceste activități vin tot cu gândul ești. Dar pe de altă parte, soția mea trage mereu de mine, spune, mie îmi place să călătoresc, haide să călătorim, haide să vedem lucruri noi. Și este absolut ok că îmi fac bine. Pe de altă parte, mergem, de exemplu, cu cortul. Mergem cu cortul în zone mai sălbatice, să le spun așa, și pur și simplu, noi cu marea sau noi cu muntele, ne place să fim acolo și dacă nu este și semnal la telefon, cu atât mai bine. Altfel încercăm să le îmbinăm. Deci zona aceasta de ceea ce ne face plăcere este... Atât în aceste zone mergem pentru a ne relaxa sau, mai bine zis, a face cumva și o curățenie în minte. Un reset. Pe de altă parte, ne place să plecăm și în diverse locuri, să cunoaștem oameni noi, să înțelegem anumite culturi, să stăm alături de prieteni. Ne place foarte mult și asta și ne relaxează să stăm împreună cu prietenii. Până la urmă și un banal grătar pe care poți să-l faci, îți face plăcere să faci altceva decât faci în mod curent. Și da, le facem, cam așa încercăm să ne relaxăm, plus toate celelalte care vin, poate și în zona de antreprenoria sau nu, că mai citești o carte, că mai... în pandemie, apropo de asta, îmi spunea soția că tu știi că noi în perioada asta de pandemie am făcut pandemie, stare de urgență, perioada asta în care nu trebuia să ieși, am făcut cei mai mulți pași, între ghilimele. Adică am ieșit cel mai mult în natură, tocmai ca să nu fim cantonați în telemunca sau în munca asta pe care o ai între pereți și să ieșirea asta ne-a făcut foarte bine această ieșire. Altfel nu, poate că era un trigger, așa, adică. Deci foarte important să ai și un partener care, pe lângă să-ți înțeleagă programul foarte încărcat, să te și scoată puțin din zona, poate de confort, și să-ți spună, hai să mergem să facem ceva pentru că e important pentru noi, pentru tine. Da, este important. Familia, da, și am doi copii, fata deja, da, este pe drumul ei, băiatul încercăm să-l orientăm. Da, este ok. Deci familia, în familie ne simțim bine, în familie mai plecăm împreună cu toții în afară, de câte ori sunt evenimente, ne întâlnim și ne face plăcere să facem lucrul acesta. Deci da, te ajută fiecare astfel de element. Este și băiatul dumneavoastră orientat către digitalizare și poate către IT? Spre calculator. Acum nu știu dacă calculator, deja nu mai poți să-i spui că este IT, că trebuie să fie acolo. Da, îi place. Îi place sau poate gaming sau sunt anumite zone pe care s-ar putea să fie interesat. Da, îi place și încercăm și noi să-i găsim provocări, pentru că prin prisma relațiilor pe care le avem, partenerii, găsim tot felul de idei. Uite, poți să intri ca să faci testare pentru jocuri, par exemplu. Sau, uite, haideți să încerci să faci un site, un blog, uite cum ar arăta. Vreau să am de la tine un final pentru ca oamenii să pună acolo un conținut. Lucruri mărunte. Așa am început și noi, la fel am vrea și pe ei să-i orientăm. Deci da, are o aplicare tehnică și este în regulă. Foarte bine, poate ea și duce business-ul mai departe, poate îl crește, nu se știe niciodată. Sau poate, pur și simplu, dacă o să ia altă direcție, eu sunt sigură că o să-l susțineți în tot ceea ce își dorește să facă. Sunteți o persoană care... din câte am reușit eu să vă cunosc, concurează tot timpul cu propria-i persoană și de aici vine și motivul de a vă șlefui anumite competențe prin participarea la cursuri specifice de vânzări pe care le-ați făcut, MBA, și ceea ce m-a surprins pe mine foarte tare a fost faptul că ultimul curs pe care l-aveți e acela de hipnoterapeut. Vreau să ne spuneți ce reprezintă această știință și mai ales de unde înclinarea către ea. Da, la capitolul abilități și competențe tot timpul trebuie să acumulezi tot felul de astfel de
de noi deprinderi pentru a putea să faci față la toate provocările. Așa cum spuneam, sunt atât de multe activități în cadrul unei firme ca antreprenor în care trebuie să uiți și la vânzări, și la coordonarea proiectelor, și la leadership, și la comunicare. Atât de multe. Iar pentru asta încercăm să ne pregătim. Da, am participat la mai multe astfel de cursuri. Pe de altă parte, când spuneai de noi provocări, mi-amintesc de acum un an și ceva, împreună cu niște prieteni, un prieten m-a invitat să moderez alături de el anumite emisiuni la un canal din România, un canal TV. Și da, nu zic neapărat că am început să... Da, îmi place într-adevăr să fac aceste moderări, dar sunt în domeniul meu pentru că în această zonă de IT cunoști oameni noi, te documentezi foarte mult și automat îți lărgești zona de cunoaștere. Printr-un proiect pe care l-am avut acum ceva timp, un partener mi-a povestit puțin de astfel de zone de hipnoză și modul în care ea poate să fie benefică pentru anumite zone. Nu știu cu ce se mănâncă acest tip de hipnoză, însă m-a mișcat puțin ca să înțeleg mai mult, m-a și ajutat în direcția asta și am văzut cumva și o altă perspectivă a lor, la nivel de antreprenoriat, la nivel de modul în care inclusiv tu ai nevoie ca să-ți faci puțină relaxare mentală, dar pe de altă parte în modul în care comunici, în modul în care vorbești cu cineva, te ajută astfel încât să pui problema într-un anumit fel. Iar la final s-a lăsat și cu o diplomă, e adevărat, nu cred că o să profesez, dar am făcut teste pe cei apropiați, teste, între ghilimele teste, încercând să le induc o anumită stare de bine. Deci nu vorbim de hipnoza clasică, în care atârni un bănuț, adormi pe cineva și din momentul acela poți să ai controlul asupra lui sau poți să-i citești gândurile. Este ceva și de genul acesta, dar n-am mers atât de departe ca să aprofundez mult. Însă partea de bază, să zicem ABC-ul, ni s-a transmis și asta îi mulțumesc partenerului care m-a ajutat să măcar să văd și perspectiva aceasta și am constatat că, da, uite, încă o cărămidă în capitolul acumulare de cunoștințe. Mai devreme vă promiteam că vom vorbi și despre proiectele cele mai recente pe care le aveți. Cred că acum este momentul să ne spuneți și ce ați pregătit și ce pregătiți în perioada următoare. Ce am pregătit? De când a venit pandemia, de martie, împreună cu echipa, suntem persoane destul de creative și ne place să ne privim așa. Câți membri sunteți în echipă? 12. O echipă numai bună, astfel încât să poată să fie sudată, să fie unită și lucrurile să funcționeze bine. Da, și faptul că fiecare persoană este abilitată să facă anumite tipuri de activități ne ajută foarte mult că acea valoare pe care o are persoana o punem în proiect acolo unde este nevoie de ea. Și spuneam că undeva prin martie, după ce a început pandemia, noi am identificat o nișă care ar putea să ajutăm în piață, și anume fermierii care se tot apăreau mesaje și știri peste știri, o să-și arunce marfa, piețele se închid. Și ne-am apucat să facem o aplicație, un fel de marketplace, îi spunem noi, adică un mall de magazine, să zic așa, prin care cei care vor să vândă în continuare online, da, să poată să-și pună marfa acolo. Adică eu, Bianca Ciocotișan, producător de roșii și castraveți, pot să descarc aplicația voastră în calitate de user, da? Și să-mi vând pe marketplace-ul vostru produsele pe care le am. Noi nu ne-am asumat rolul ca să fim în zona aceasta de hai să-ți facem noi promovare, deși putem să facem lucrul acesta, ci să facem ce știa mai bine partea tehnică, să facem platformele respective pe care să le punem în brațe unor întreprinzători care pot să facă astfel de vânzări. Adică v-ați stabilit direct conexiunea între fermier și cei care ar putea să-l ajute înspre vânzarea produselor. Exact, exact. În fel de intermediar. Numai că tipul acesta de proiect nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care noi l-am avut, deși și acum este la fel de important. Ne-am lovit așa în sectorul. Noi ne-am adresat foarte mult instituțiilor publice, prin care ne-am dorit ca prin voluntariatele pe care și organizațiile neguvernamentale să ne ajute pentru a ajunge la fermieri.
Dar toate lucrurile astea au mers în altă direcție și neașteptat altă direcție. Mi-amintesc acum 2 luni, cu un partener mergeam spre Muntele Athos, mai mergem pe acolo, și acum vreo 2 luni stăteam și am stat și am creionat cum ar arăta un produs, de exemplu, că vine perioada sărbători, Moș Crăciun online. Și vreau să spun că de aici s-a născut un proiect frumos, chiar și acum are un impact extraordinar, prin care această platformă pe care am creat-o, am dus-o în zona în care să creeze cei care vor să pună ceva pentru sărbători, să pună astfel de produse în această platformă a noastră, să facă plata frumos. Și iată că un proiect de genul acesta în această perioadă se adresează copiilor, se adresează diasporei, se adresează persoanelor care vor să facă o urare prin intermediul unui Moș Crăciun autentic altor persoane, și chiar este un proiect frumos de care sunt mândru că merge foarte, foarte bine. Este ultimul proiect. Sunt multe alte proiecte pe care le-am făcut în ultima vreme, însă concentrarea maximă a fost ca partenerii, clienții care până acum activau în domeniul offline, să reușim să trecem împreună cu ei cât mai mult în acest mediu online, pentru că știm asta, ne pricepem la lucrurile acestea, și să găsim strategia potrivită pentru ca, nu știu, un client care se adresează cu cursuri pentru cântat la vioară, pian, balet și multe altele, să încercăm cu ei să găsim soluții pentru a putea să adreseze în acest mediu online. Unii am găsit și au avut un succes bun, la alții lucrăm în continuare, dar este o preocupare în acest moment pe care o avem. Apropo de proiecte, le facem curent, dar cu atât mai mult încercăm să ne punem creativitatea în mișcare mai mult ca să-i putem ajuta. Dar pentru piața de asigurări, ce planuri aveți? Ne-am apropiat de această piață de asigurări de ceva timp și mulțumesc inclusiv Exprim pentru această oportunitate. Urmărim piața, ne uităm pe tendințe, ne uităm ce se pretează. E adevărat că fără să ai meciuri în picioare e greu să poți vorbi de a aduce valoare mai mare acestei piețe, dar lucrăm în continuare. Avem clienți din sfera asigurărilor, ne uităm destul de mult, noi știm să facem lucrul acela de digitalizare, de online. Nu facem decât să le translatăm în acest mediu al asiguratorului, care, hai să spunem că poate are o activitate de nișă în zona de asigurări. Dar pe de altă parte, multe altele sunt la capitolul administrative, trebuie să le facem, uite așa se face o promovare, uite așa se face o aplicație, uite așa se face o aplicație mai personalizată de care ai nevoie. Deci nu sunt lucruri pe care să nu le cunoaștem, decât doar să le punem în contextul care trebuie. Când vorbim despre business, nu putem să nu amintim și greșeli și poate anumite lecții pe care le-ați învățat, dar lucrurile acestea se aplică și pe plan personal. Așa că până la această vârstă aș vrea să vă întreb care credeți că sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat? Timpul trece oricum și se pare că trece destul de repede, acum depinde din ce parte te uiți în această zonă. Trece repede și este foarte clar că cu fiecare proiect, cu fiecare client, cu fiecare acțiune pe care o ai, vezi din ceva un plus. Cred că dintre cele mai importante lecții au fost legate de oameni. Legate de oameni, când zic oameni, fie parteneri, fie angajați, să îi valorifici așa cum sunt, într-un fel, pentru că e greu să găsești la o persoană toate abilitățile ca să facă ceva la care poate te aștepți. E bine să iei omul așa cum este și să-l pui în valoare. Mi-amintesc că unul din fondatorii, de fapt cred că amândoi, pe care am avut, cred că nu i-am pus în valoare nici eu. Eu nu trebuia neapărat să-i pun eu în valoare, trebuia să ne punem cu toții în valoare. Dar să... Erați parteneri, trebuia să vă ajutați da. Unii pe ceilalți. Și dacă stau să mă gândesc acum, poate că aș fi făcut cumva altfel, să ne valorificăm mai mult prin ceea ce știm să facem.
Este foarte adevărat că în zona de antreprenoriat trebuie să vei cam faci pe toate și ăsta este un lucru și bun și rău într-un fel, pentru că nu le poți face la același nivel de calitate. Deci unul este legat, o învățătură ar fi legată de oameni. Pe de altă parte, e greu să faci performanță dacă nu te vei orienta către zona de comunicare și către hai să spunem, leadership. Ele nu sunt, se învață neapărat din cărți, e adevărat că îți fundamentează cumva ideile, dar e bine să le aplici pe zi ce trece, să le aplici în discuțiile pe care le ai, în modul în care decizi lucrurile. Trebuie să te cam pregătești continuu, pentru că asta e la fel o lecție, că dacă te vei cantona într-o anumită zonă de, nu știu dacă neapărat confort să-i spun, dar poate să fie și confort, și nu te vei pregăti în continuare, e greu să faci față provocărilor care vin. Și atunci este o altă lecție pe care cumva mi-am însușit-o, pentru că trebuie să ne cam pregătim continuu și să fim flexibili. Și să fim flexibili, iar la fel, eu spun lucrurile acestea, într-adevăr, că m-am lovit de ele și în experiența pe care o am, constați că dacă ar fi făcut altfel lucrurile, într-adevăr, poate că aveai un plus de valoare în ceea ce făceai. E bine să fii flexibil, adică dacă, să nu te cantonezi într-o idee pe care, până la urmă, ții într-adevăr la ea, dar să te adaptezi. Și cuvântul adaptare, iată că a trecut prin criza din 2008-2010, acum este cea curentă, tot o criză este până la urmă. Dacă nu ești flexibil și nu ai neapărat reinventare ca Phoenix, dar să te adaptezi, nu reușești să faci față. Și dacă tot ne pomeneați despre leadership, cum sunteți văzut la birou de către colegi mai cu seamă, ca un șef sau mai degrabă ca un partener, ca un coleg? Cât de fine este această linie între a fi șef, între a fi lider și între a fi coleg? Astfel încât să nu ducă într-o zonă în care e colegul meu, adică nu e șeful meu, e colegul meu. Astfel încât lucrurile să nu scape puțin de sub control. Probabil că într-o firmă mai mare altfel îți impui ideea de leadership. Nu poți să fii numai un lider, trebuie să îmbin cumva și partea de management, pentru că ai în spate procese care trebuie să derileze într-un anumit fel. Trebuie să-ți impui, între ghilimele spus, impui scopurile pe care le ai ca să poți avea anumite așteptări. Nu întotdeauna persoanele au aceleași viziuni, pentru că n-au trecut prin experiențele pe care le ai tu și nu au oricum viziunea pe financiar, pe economic, pe cum merge firma, pe vânzări, pe tot. Adică n-au vedere așa din dronă, dacă putem să-i spunem. Nu poți să fii, e adevărat, cu leadership-ul poți de cele mai multe ori să rezolvi problemele, decât managementul a face lucrurile într-un anumit fel. Dar părerea mea este că trebuie să le cam îmbini pe toate. Să fii și coleg, să fii și neapărat șef. Haideți să nu-i spunem neapărat că șef. E adevărat, mă cam feresc de zona aceasta. Dar să fii cumva, să ai o linie. Să ai o linie pe care, într-adevăr, trebuie să mergem. Dar dacă avem cu toți aceeași viziunea asupra ideii de linie, adică care sunt parametrii după care ne ghidăm, este mult mai ușor, într-adevăr, să faci și performanță și să lucrezi cu foarte mult leadership ca motivația, ca, nu știu, recunoașterile și tot ce înseamnă multe altele care înseamnă în zona aceasta de leadership, să le poți aplica mult mai ușor. Deci cred că este o îmbinare între ele, dar câștigă mai mult teren în zona de leadership. Ne-ați povestit despre începuturile carierei, despre perioada facultății, despre cum ați pus bazele 5+ și despre ce înseamnă 5+ astăzi. Așa că aș vrea să vă întreb dacă vă mai amintiți de primii bani pe care i-ați câștigat. Primii bani pe care i-am câștigat. E adevărat că primii bani mă orientează, mă duce cumva către zona de IT, când am pus mâna pe calculator și a înțelege puțin cum funcționează el în spate. Prima dată ne-am dus către zona aceasta către tehnoredactare computerizată, mi-amintesc foarte, foarte bine. A fost o perioadă în care a trebuit să transcriem pentru anumite persoane care veneau la noi
să transcriem anumite cărți sau materiale. E, tehnodidactarea asta computerizată a fost prima zonă în care chiar am câștigat bani. Am făcut și proiecte de diplomă la momentul acela, scriind, redactându-le, nu concepându-le, dar asta este zona care ne-a adus și chiar a fost o perioadă din studenție. Asta a fost o perioadă frumoasă. După care, inclusiv pe zona de grafică, de la tot felul de broșuri, de cărți de vizită, lucrurile acestea le-am făcut. Și mi-amintesc acum, e o aplicație care chiar ne-a plăcut foarte mult, am lucrat cu soția mea atunci, o aplicație pentru un cabinet de ginecologie, apropo de aplicații. Și mi-amintesc acum, cred că 3-4 ani, m-am întâlnit în aeroport cu persoana aceea și a zis, încă mai folosesc și acum acea aplicație pe care mi-ați făcut-o voi. Wow, dar era făcut cu niște Fox Pro, adică, da, dar iată că, și m-am simțit mândru, da, și iată că se poate. Deci atunci am câștigat primii bani în această zonă și de aici am învățat să facem și bani. Da, și până la urmă a fost tot în neștiind atunci, tot în domeniul în care activați acum în acest moment. Aș vrea să ne imaginăm acum că îl aveți în față pe adolescentul Alin Niță, la frageda vârstă de 18 ani. Ce sfaturi ați da? Păi, în primul rând, iar spune să se orienteze mult pe zona aceasta de educație, dar nu neapărat educație numai prin școlile pe care le face. Bun, asta este o zonă în care trebuie să înveți să cauți, este absolut ok. Dar să-și extindă această zonă de educație cu partea de cursuri mai specializate pe anumite zone, pe dezvoltare personală foarte mult. Este aceste abilități pe care le va căpăta, vor fi foarte bune în tot ceea ce va face, de la un job bun la a fi antreprenor și să fie atent la să citească și oamenii cu cine se asociază, este bine și lucrul acesta. Domnule Niță, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost astăzi prezent în emisiunea noastră. Din păcate, timpul nostru s-a scurs foarte repede. Însă a fost o informație foarte concentrată, am reușit să aflăm foarte multe lucruri frumoase despre dumneavoastră și despre 5+, pe care poate până acum nu le știam, lucru pentru care vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și aș vrea să-mi pun toate abilitățile în slujba partenerilor cu care colaborăm. Vă mulțumesc încă o dată, iar vouă vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi, vă invităm să dați și like, să vă abonați canalului nostru și să dați click pe clopoțel, astfel încât să fiți notificat de fiecare dată când postăm ceva nou. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!